atât de mare copacul pe cât clădirea de lângă, însă îi destul de măricela. Ce se fiind spuse, bine te-am regăsit pe Breasla Haiducilor. Ultima dată am lucrat împreună cu Dani la un magazin de sniffer și de atunci m-am mai ocupat să îi înmulțesc, așa că hai cu mine să vedem cât s-au adunat până acum. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Hai că-i bine, mai fac ăștia o grămadă de floricele. I-am și înmulțit ca lumea. Cred că-s vreo... că-s mai mult de 10. A, salut Dani! Salut, salut! Ai venit? Alo! Da, bă, s-a aici! A, ești... de ce ai cap de brontozaur? Că... bă, dar nu înțeleg, explică-mi și mie cum ai făcut tu de-ți-a dat cap. Că eu când am făcut vânătoarea de capete cu tine și cu Edi și cu Panda, am omorât 3 cu looting 3 pe sabi și n-am primit nimic. Păi am fost cu Dark și el avea looting 3 pe sabie, eu n-aveam atunci. Și-o bătut 9 și cred că ne-a dat vreo 8 capete, sau dacă nu 9. Adică fiecare ne-a dat cap. Mersi frumos Minecraft, mersi frumos Microsoft. Cu plăcere jocule, cu plăcere. Deci te-am chemat ca să-i vezi pe toți ăștia. Ia uite-i pe toți năsoși ăștia. Mamă cât sunt! Și acum hai înăuntru, fii atent. Ia. Deci, ai... Bă, lasă bă, să dorm un pic, se facă zi și după. A rupt patul cu tine, grasule, ești nebun, atată grasis, că s-a rupt patul cu tine. A, neață, Dani, neață. Ce sfărăit are. Da, m-am și eu un sfărăit. Bun, fii atent. În partea asta punem picture poduri, așa. Și pe partea stângă torch flower-uri. Și mai punem undeva un butoi cu sniffer egg-uri, că aparent ăștia când îi mulțești îți dau ouă, eu nu știam. Da, dropează ouă. Am înțeles, dropează înțeles. Da, ar fi tare. Băi, știi ce ar fi și mai mișto ca să ne mai adunăm noi astea de pe aici pe jos? Da, mă deși gândeam. E greu ce zic eu. Un sistem. Zi pe bune. Un sistem de adunat. Bravo, mă, sistem solo percuții. A, sistem de adunat. Nu, mă, nu da. Sistem. Bă, lasă, bă, solo percuții alea. Un sistem de adunat. Tot ce e pe aici. Și fii atent, yep. Mă gândeam, ca să nu ne mai chinuim să-l facem noi, că am văzut pe canalul Bresley momentele tale cu Redstone-ul, că suntem unul mai prost ca altul la Redstone. Mă gândeam să vorbim cu Puf. Da, da, ar merge. Da, și punem bani, jumate-jumate. Așa. Și cu banii respectivi, de banii respectivi, el să ne facă un sistem pe sub, cu rail-uri. Mhm. Da, ar fi tare. Ar fi că tare. Mai ar nu fi. Știu când ne-ar lua, sincer, dar ar fi șmecheră chestia asta. Păi, probabil o să ne ia ceva, că o să vorbesc cu el, că îi dau eu material, îi dau eu tot, îi decontez, numai să-l facă pe aici, pe sub. Da, bun, trebuie să te gândești că e suprafață destul de mare și o să... o să fie scump. Dar teoretic, dacă îi dau fierul pentru rail-uri și redstone și tot ce are nevoie... Oh, stai așa, ia uite, încă un torch flower. Teoretic, dacă îi dau tot ce are nevoie, ar trebui să fie lejer. Și dacă îi mai mulțim pe ăștia, că ia uite, deja scot în continuu, mamă, păi rupem. O să fie haos, gen. Și cât, dacă vrea vreunul nou de sniffer, cât o să coste? Nu știu, mă gândesc că un bloc de diamant, un nou de sniffer, ce zici? Hai, pune 10 diamante să fie 5 cu 5. Ok, 10 diamante, un nou de sniffer și vedem noi pentru plante, pentru seed-uri, cum le împărțim. Mă gândesc... mai leste un pic, da. Nu știu, 8 seed-uri un diamant sau 16 seed-uri un diamant? Ceva de genul ăia. Cred că ar fi. Cred că ar fi mai top. Bă, bro, știi ce vreau și nu găsesc, mă? Ia zi, ce vrei și nu găsești? Un trident, mă, viața mea. Dacă n-am omorât la trident, de-aia de m-am crăpat. A, ai bătut d-ăștia drowning, pentru trident. Da, poi, și n-am trident. Fii atent. Fii atent. Este ziua ta norocoasă. Am bă, două. Bă, mi-l faci cadou. Mi-l faci cadou. Eee, cadou. N-am bani de cadouri, dar am două. Nu mi-l faci cadou, da? Așa, și ce propui? Să ți-l cumpăr? Da, propun să mi-l cumperi. Bine, cât? Cât, poi, un stack de diamante. Ai, că te întinzi, ești nebucut să-ți dau un stack de diamante pe un trident. Bine, 48 de diamante. Cum să-ți dau 48 de diamante pe un trident? Păi ai zis că nu-ți dă, e rar. Uite, bă, că mă duc și mai bat 2 și îmi dă. Atunci du-te și bate 2 dacă nu vrei pe 48 de diamante. 20 de diamante. Pot merge cel mai jos 36 de diamante, 4 blocuri de diamante. Deci, 36 de diamante, 36. 36 și ți-l dau pe ăsta enchantat.
Nu-mi trebuie enchantul ăla, că lasă-mă, ești nebun. Hai mă, că e enchant bun, îți zic eu, e enchant foarte bun. 23. 36. 23. 37. 23. 40, Dani. Faci, crezi prețul. Ce negociezi, negociezi ca turcii, cum negociezi? Păi da, nu vrei, creștem prețul. Doamne, crește, stai negoți turcesc, ești nebun. Păi da. Cât ai zis, mă, 36. 4 blocuri de diamant. 36, da. 3 blocuri. 4 blocuri, da. 3 blocuri. Uite, bine. 3 blocuri plus okay, sunt, okay. Iată, 27 de diamante. Ok, am plecat, Dani, mă bucur, mi-a plăcut să fac afaceri cu tine. Nu vrei, mă duc, 27 de mă diamante? Mă duc la Peter să cumpăr cămilă. Dacă nu vrei cu 36 de diamante, mă duc să-mi cumpăr cămilă. Bine, dăm tridentul în coala, ți-ai. Ok, ok, tridentul, perfect. Tridenți. Așa, hai, bun, ia. Dăm tridentul cu poftim. Mi-e dai până înceanta, nu? A, nici măcar pe ăla înceantat nu. Păi, dacă n-ai vrut, s-o dus oferta pe ăla înceantat. Am plecat, pa! Ei, mai vine înapoi. Nu știu, te descurci. Acum, important ar fi să-l și găsesc pe Peter aici ca să-mi vând o cămilă dacă nu o cumpăr eu. Ia, uite-l pe Peter acolo. Stai așa, stai așa. Așa. Peter! Peter! Bă! Peter! Peter! Salut, Peter! Bine te-am găsit, bă, Peter. Da, Peter. Bă. Bă, Blue, dar poți să vii odată la mine, a, fără să urli? Păi am vrut să trag în tine inițial, dar am ratat și am zis abort mission, schimbăm scenariu și am început să... A, ok. Deci cred că toate interacțiunile noastre pe breaslă au fost cu tine urlând. Au început cu mine urlând și... Da. Ok, cu ce te pot ajuta? Păi, am auzit că vinzi cămile. Și vreau o cămilă. Oh, da, abia așteptam să vezi. Am mai cumpărat cineva? Da. Am mai cumpărat cineva o cămilă, dar mai sunt trei și sunt șmechere rău de tot. Hai să-ți fac măi, prezentarea lor. Măi, sincer să fiu lor cu tine, până să mi le prezinți, vreau să-ți stric un pic asta. Eu voiam cal și vreau cal sau catâr sau așa, dar nu vinde nimeni unul mai iute, mai calumea care să sară, să fie șmecher, așa că am rămas la cămile, deci trebuie să mă convingi, trebuie să mă convingi ca lumea să cumpăr. Fii atent. Deci, momentan, mai avem trei cămile faine aici, avem așa, îl avem pe Hector, okay. Ăsta e băiatul cel mai șmecher, are două gagici aici și aoleu. E... Da, mă, frate, deci el are două gagici. E gagicar tare, Hector ăsta. Ludmila. Oare pe Ludmila și pe Camelia. Ludmila, bă. Da, din mă, toate, Ludmila. Da, mă, Ludmila. Îi place lui așa, mai exotice, așa, Camelia, aha, știi, aha. Și el cu numele, mă... cu Hector, cu astea. Hector m-a surprins că era singur în picioare, unul la mână, și doi la okay. mână m-a salutat și s-a pus jos. Deci astea două stăteau, okay. Nu mă băgau în seamă, era ce-și cu fraierul ăsta. Ia, uite, bă, ce-i cu dacă tine? Le-o ținut în puf, Hector, le-o ținut în puf, sunt figurante astea. Aia zic, ca figurantele stăteau, nici nu mă băgat în seamă, era, a venit și ăsta, pa. Da. Mi-o dat cu deci, da. Deci, Hector. Pe cine alegi? Îl iau pe Hector. Hector. Da, mai ales că dacă iau vreo fată de pe aici, cred că mă bate șefa, zice, ce, vii cu altele acasă, șbuf, șpem. Și nu. Acum s-au cam certat și numai bine că le-ai pe Hector, după aia o să cam plângă după el, dar... Ok, păi hai Hector, hai să mergem. Stai pic. Am deschis tu, bun, mulțumesc, apreciez. Perfect. Peter. Așa. Mersi, Peter. Ia ce bine merge Hector. Hai, banii. Hector acasă. Bă, hai, Hector, să banii. Mergem. Stai, mă, și bani vrei. Stai de capul. Am crezut că vrei să te scapi de el, cum l-ai prezentat așa. Nu, mă, am zis că s-a certat și că o să plâng astea după el, dar asta nu înseamnă că... Păi tocmai ai zis că o să plângă. Gratis. Să vadă cum îi, să rămână fără... Păi da, dar trebuie să-l aduci înapoi dacă îl iei. Trebuie să-l... Bine, cât îți dau pe el, ia zi. Păi stai un pic, 16 diamante-i prețul. 16 diamante-i prețul. Da. Bă, uite, nu vrei un trident? Dacă tot... Dar nu, stai un pic. Ia stai să vedem. Tridentul și îmi dai cămila și diferența. Bă, păi nu, frate, nu faci. Bă, așa. Dani, o dat 36 de diamante pe un trident. Mult, nu-i rău. Mult? Bă, nu-i mult, știi ce greu cade? Bă, nu, că nu am bani așa de mult, deci rămâne 16 diamante. Rămâne. Bă, sau un sniffer? Vrei un sniffer? Uite, am un nou de sniffer.
Bă, dar n-am unde să-l pun acum. Dacă mai aveam unul, era... Mergea. Nu, o să rămân la diamante. O să rămâi la diamante. Bine, bre, ia uite, 16 diamante să fie. 16 diamante, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Să ai grijă de el. Vezi că e băiețaș, nu o să am grijă, dar... Trebuie să... Mamă, trebuie să o colesc tot. Eu acum îmi dau seama, fie... hai un pic cu mine. Hai că acum îmi dau seama că stai noi avem... Stai să urc. A, urcă, a, da, că putem să fim doi. Bun. Eu am o mică problemă. Vezi că de aici până la insula mea e ceva. Bă, da, e foarte mult de... foarte mare drumul ăsta. Chiar asta și voiam să mă ocup. Să fac puțin zona asta, să fac un pod până în partea aia. A, deci, a, vrei să faci un pod. Mă, dar decât să faci un pod, nu mai bine facem ceva mai șmecher. Stai, bă, Hector, aici. Ce zici? Nu vrei să facem noi un turn care să ne arunce la modul vin partea asta și te aruncă de aici până acolo pe insulă. Cu TNT-uri, ce șmecher, cu... da, ar fi tare. Dar că... faze că nu știu dacă avem TNT suficient. Mai am putea face o fermă, că eu oricum vreau TNT-uri ca să minez după Netherite. Am putea face o fermă de gunpowder, nisip să adună dintr-un deșert și să fie un cannon cu TNT să te arunce de aici în partea aia și să cazi pe slime blocuri. Problema intervine altfel. Da, ia zi. Cum te întorci? Cum te întorci? Bă, da, ai dreptate. Ca așa că... de dus mai merge, dar apoi... Păi fii atent, le facem pe amândouă. De început facem un ăsta, cum se numește, un pod. Și după aia facem și cannon-ul lângă. Cine vrea merge cu cannon-ul, cine vrea merge cu podul. Eu zic că mai bine merge podul prima oară, știi? Și după cannon-ul așa de fun să ne distrăm noi. Păi da, aia zic, sunt de acord. Ar fi super, perfect. Bun, așa facem atunci. Ne înțelegem noi că trebuie să facem și ăla cu ametistul. Chiar urmează să deschidem shop de sniffări. Să vin, nu? Ok, da, să vin, cum să nu vin? Așa, la vânătoarea de capete ai participat? Ai fost să vezi? Da, nu știu dacă ai văzut acolo, frumos. Faza e că cam try harder, mă, hai duce. Da, cam try harder. Ăsta e așa, știi, un premiu, că ai mers, ai făcut, că da. Ok. O să zic un premiu de prietenie. Da, un cadou între prieteni, da, că... Da. Bun, atunci te las, Pitere, mă duc să-l duc pe Hector. Cred că nici eu nu știu ce să fac cu el, sincer, că în barcă nu-l pot băga. Fii atent. Asta e șmecher la ele, fii atent. Dacă te duci undeva unde este suficient de mic spațiu, stai să vedem unde aici cel mai... jos, cred că e undeva. Da, cred că aici ar fi cel mai ok. Poți să te duci să în sprint și să sari peste. Zici că merge din partea, da, încolo? Bă, măcar jumate din drum, sigur poți să faci. Stai, mă, ia uite, în partea asta aș putea cumva să fac o schimb. Ia, hai să vedem, Ia, man, și... stai așa. Hai. Dăm cu spatele, 3, 2, 1 stai și... pic. Bu! Da. Dubla 2, hai, bun, hai să vedem. Bă, da, greu cu spatele, nu, n-are marșalierul bun. Bun, okay. Bă, ce? Fii atent. Așa, ăla-i. Oh, bine, bine, da. Măcar jumătate de drum. Da, și acum înapoi. Ok, stai, dar n-am niciun din ăla la mine. N-ai niciun lead, lasă că mă duc roată, fac roată pe acolo și mulțumesc, Peter, pentru Hector, apreciez. Cu plăcere, cu plăcere. O să-l prețuiesc, să știi. Să ai grijă de el. O să am grijă și tu să ai grijă de tine, papa. Durează să înconjor din cauza apei ăsteia, sper să rezolvăm cât mai repede cu un pod până pe partea asta pentru a fi mult mai rapid. Însă, până atunci, mă opresc acilișa cu Hector, ia zi, prietene, nu fugi. Atât, l-am luat și îl pun legat de fensul ăsta. Acum, la vânătoarea de capete, sunt curios dacă, da, au adus două persoane cap de Enderman, aici unul de Iron Golem, în partea asta Tropical Fish și unul de porc. Mai sunt că una, două, trei, patru, cinci capete și deja e joi, eu zic că din 30 de capete... Să fie 25 aduse până jos, îi perfect. Până joi, îi perfect. Și acum, dacă tot l-am lăsat pe Hector, pot da o fugă până la Puf ca să vorbesc cu el despre magazinul ăla de sniffări.
O zis Puf că-i la Leapșa să nu mă duc până la el, așa că... Ei, salut Puf! Bună dimineața! Bună după masa chiar, că e ora două deja. Mă, minciuni, e amiază. E amiază, ok, e amiază. O... Ce bun te aduce pe aici, domnule? Văd că te-ai îmbrăcat. Văd că te-ai îmbrăcat aici. Da, păi, dar asta era toată ideea, bă. Dar uite, mă, ăsta e leneș, ăsta alt e și mai leneș. Da, și eu trebuie să încep acum să mă pregătesc aici, că e la mine Leapșa. A, ești nefericitul purtător de Leapșa, am înțeles. Da, o să las acum secvența în care am primit Leapșa ca să vadă oamenii. Aoleo! Am crezut că ești sus! Ai mușcat-o! Am crezut că ești sus și bine, dar... Aoleo, Leapșa, tu ești, vai. Vreau să spun că Leapșa, tu ești. Da, eu sunt Dani, da. Nu mai pot, o să-mi ies din personajul de Daniela. Ajunge, sper că v-ați distrat videoclipul ăsta, Daniela, cu mine, că nu mai pot. M-a zăpăit. Deci crede-mă, Blue, la clipul anterior am avut peste 50 de comentarii cu unde e provocarea, unde e voci, unde e fata, unde e... Peste 50 de comentarii. Asta a fost provocarea. Dar stai, care a fost provocarea? Să fii fată timp de un episod? Provocarea a fost să fiu fată timp de un episod și să încerc să-l combin pe Blushman. Problema e că Blu se lasă cam greu. E mai eu am iubită, Dani, sunt un om luat. Nu, nu ne pasă, Blu, că ai iubit. Vrei să știi provocarea ta? Hai, da, dăm cartea să-mi citesc provocarea. Păi n-am carte, ți-o zic așa, ți-aduc cartea mai târziu. Că bine, adun cartea mai târziu. Fii atent, ești pregătit? Nu. Provocarea ta este în felul următor. Eu am fost fată, Colpir a fost copil, iar tu... Vreau să fii timp de un episod bunicu. Deci eu trebuie să iau rolul lui Puf timp de un episod, a? Da. Ok, ok. Data viitoare atunci o să fiu bunic. Și uite așa am primit ieri Leapșa de la Dani, iar ca să revin în momentul prezent, i-am propus lui Puf o mică afacere. Și te gândeai că... Că ne-ai putea ajuta, contra cost, desigur, nu așa, pe moca, pe alea, cu un sistem de colectare. Acum, nu știu exact dacă poți face un sistem cu rail-uri pe sub întreaga zonă sau trebuie să facem o mini-fermă altundeva, dar ne-ar trebui un sistem de colectare pentru sidurile astea, că eu deja am obosit să mă tot plimb pe aici, să fug, mai stau 5 minute AFK, uite, s-au despaunat aici un torch seed, că de o secundă l-am văzut, deci nu e pot. În teorie ai putea, dar la cât de mare e zona... Ar face lag. Și nu știu chestia de făcut lag, e chestia că s-ar putea să se despawneze sidurile până când ajungi dintr-un cap în alt, dintr-un capăt în altul cu minecart, știi că e... Da. Face așa pe, nu știu ce asta, zicem, orizontală sau pe partea asta, altă tot așa, pe verticală, da. Până se duce minecartul felul ăla... Te plictisești. Aș putea să fac unul cu două sau cu trei minecarturi. Da, cred că scap multe. Nu știu dacă se merită gălăgia. Fi? Da, ai dreptate. Cel mai simplu ți-ar fi fie să faceți undeva o zonă mai dreptunghiulară sau pătrată, da, pe unde să se plimbe minecarturile. Okay. Fie ai putea să faci o zonă închisă undeva, fie sub pământ, fie chiar și la suprafață. Eventual. Că, ăule. Te-ai blocat în... Da, m-am blocat în ăla. Fii atent, poi, în partea asta nu are acces nimeni și aici aș putea pune un trapdoor, niște LED, niște scări și să coborâm direct la... direct într-o zonă din asta cu 20 de sniffer într-un spațiu de 10 pe 10, știi? Că tu parcă aveai acasă 2 lei. Mai mulți lei, da, am 3, 2, 5, mulți. Păi, îți trebuie 2 lei, practic, dacă tot faci jos într-o zonă închisă. 2 lei, la unul îi dai un fel de floare în mână, la celălalt, mă rog, sămânță, la celălalt tip de semință. Okay. Și ce ne mai trebuie e un mic sistem de redstone cu un clock și un, de la cum îi spune, node block. Am înțeles. Și cu hopper și cu chestii, știi? Și ăia se duc și aruncă direct acolo semințele și ți le absorbe hopperul. Și ești mult mai ieftin și... Mult mai rapid. Eu zic că e mult mai rapid și mult mai eficient ăla cu ălei decât să pui un...
Atunci cu cât cu cât te plătesc să te închiriez să facem asta? Cu cât mă plătești să mă închiriez să facem da, asta? Da, da, da. Să-ți închiriez ajutorul și cunoștințele. Vedem cât de mult durează să facem chestia respectivă, dar eu bănuiesc că nu o să dureze chiar așa de mult. Bun, și bun. Văd eu după aia dacă vreau diamante sau poate vreau un nou de sneaker, eu știu. Da, un nou două să poate rezolva, dacă doar atât vrei, nu-i problemă. Da. Asta, poți pune undeva ou de sneaker și să nu eclozeze? Măi, nu cred. Ziceam că era tare să fie un name tag și să-l dai la orice animal, știi cum e dinner, bone, toast și astea, să-i dai la un animal și să rămână pui. De exemplu, îi pui pe ăsta, nu știu, kid, și rămâne copil, pe viață. Exista un mod, dar nu știu dacă s-a făcut data pe pentru așa ceva. Da, era, aici. Era șmecher atunci, dar na, asta este. Și o chestie, tu vezi că ăsta se extinde în continuare, nu? A ajuns lângă shop-ul vostru, ce faceți? Da. Nu, cred că și spre casa ta s-a dus un pic, nu numai lângă shop-ul. Aoleo, dă-te că faci urât. Faci foarte urât. Din fericire, pentru urechile mele, a, nu s-aude. Nu s-a întâmplat nimic. A, mă bucur atunci. Da. A. Acum a făcut urât. Da. A crescut și, ies și tentacule acum? Cred că da, din ce văd. Dar uite cât s-a dus. Mamă, ok. Bășinos sniferul ăsta, mă, dacă s-a extins în halul ăsta. Da, bășinos hoardă, nu? Trebuie să facem ceva cu el. Și știi că ziceai tu de consiliul ăla haiducesc? Mhm. Cred că ar trebui să ne ocupăm de asta. Să facem niște invitații, le lăsăm pe la toată lumea și, nu știu, mâine, poi mâine seara, să ne adunăm toți și să discutăm și cu Dani și cu toți, că nu e ok. Chiar, și eu care am crezut că deja ați vorbit să ne strângem, să ne adunăm, să facem, să trecem. N-am vorbit, dar o să pun cărțile atunci pe la toată lumea și să ne adunăm, că nu e ok ce se întâmplă pe aici, pe bune. O durat destul de mult până am mers pe la toți haiducii ca să le las invitațiile pentru primul consiliu haiducesc, însă o să iasă ceva extraordinar în căsuța lui Dani, acolo sus. După cum am vorbit cu Puf și Peter când ne-am întâlnit pe aici, o să ținem acolo consiliul și problema va fi invazia aceasta de scălc la care voi mai lucra până atunci, pentru că sunt singur pe server, așa că o voi mări foarte mult în partea asta, să venim de acolo, că asta ar fi planul practic, pe parcursul ședinței. Ia uite, hai să vă arătăm haiducilor ce s-a întâmplat. Și văd, băi, un pic de scălc, ajung în spate, bam, extins tot scălcul până în partea aia cu tentacule, voi pregăti întreaga zonă pentru acel consiliu.